În toamna acestui an, drumul județean 203 K, Mărăcineni, Podul Muncii, ar putea fi recepționat, a precizat conducerea Consiliului Județean Buzău, în ciuda problemelor apărute în cursul lucrărilor care au generat nemulțumiri din partea cetățenilor, proiectul va fi finalizat în cel mai scurt timp, au subliniat reprezentanții autorității județene. Noi acolo suntem, de data asta, vă spun eu foarte clar, pe final cu tot ce se întâmplă, aceste lucrări, din fericire, chiar dacă au fost mai multe probleme pe care n-aș vrea să le discut acum, mi-ar place tare mult să le discutăm, pentru că este normal ca cetățenii să fie informații corecți, fiecare să tragă concluzia, pentru că peste puțin timp, în această toamnă, vom face recepția drumului, deci el va fi, să spunem, gata, implementat. Au fost mai multe probleme, să zicem, și din punct de vedere al configurației drumului și tehnic și mai departe, dar important este că drumul va fi redat cetățenilor. Într-adevăr, a fost o perioadă destul de lungă, dar tocmai de aceea aș vrea ca în momentul în care, după ce facem recepția, să putem sau facem o conferință de presă, cred că or să ne ia cam 30 de minute, o oră, numai cu subiectul ăsta, să vedem drumul lung, de la depunerea, de la idee, depunerea unui proiect pe fonduri europene, de la disconfortul pe aceasta care chiar îmi cer scuze cetățenilor, dar nimic nu se face fără și anumit disconfort, au fost și cauze obiective. Eu recunosc și trebuie să recunosc că au fost și cauze subiective, poate și din vina constructorilor, poate, eu știu, mi-asum eu, nu vreau să implic pe nimeni, poate și din vina noastră, deci eu zic clara mea, dar este important că lucrurile se vor normaliza. Au fost probleme deosebite tehnice pe primii kilometri de drum reabilitați în comuna Mărăcineni. Au trebuit făcute mai multe studii, pentru că acolo au fost și alte lucrări făcute înainte, canalizare și mai departe, dar important este că s-a găsit soluția ca să putem să încheiem acest drum. Recent, Consiliul Județean Buzău a primit vizita unei echipe de control din cadrul Curții de Conturi, care nu au relevat probleme financiare în derularea proiectului, a transmis președintele Consiliului Județean. Costurile nu au crescut cu indicele inflației, au crescut cu odată și cu creșterea prețurilor. Noi nu am ieșit și asta, mai ales că acum a plecat Curtea de Conturi de la noi, vă spun că nu am ieșit din standardele ordonanțelor de urgență, nu am depășit cu nimic sau nu am încălcat legea achizițiilor publice. Costurile este, dacă pot să spun așa, nu suntem într-o societate unde economia este centralizată, prețurile sunt fixe pe 20-30 de ani, cum eram noi învățați înainte, când ne duceam la cooperativa de consum, sau cum se chema ea acolo, la țară și cumpăram kilogramul de cuie și anul ăsta și anul viitor cu același preț. Prețurile s-a întâmplat și cu creșterea salariilor sau cu, eu știu, energie și mai departe. Dar încă o dată, acest proiect a fost pe fonduri europene, nu sunt probleme, să spun, deosebite. În luna august 2018, Consiliul Județean Buzău a aprobat finanțarea proiectului Modernizare DJ203K, kilometru Mărăcineni, Podul Muncii, Județul Buzău, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.